seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbatem Împreună, o emisiune în care dezbatem de fiecare dată teme de actualitate. În această seară, invitatul meu este doamna profesor Georgeta Stănescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean. Bună seara, doamna profesor! După cum observați, vom dezbate o temă importantă, educația. Educația și învățământul, care ar trebui să fie priorități la nivel național și sunt priorități și la nivel național, dar și la nivel județean. Educația copiilor și tinerilor ar trebui să fie o permanentă prioritate, întrucât fără educație o societate nu poate evolua nici social, nici spiritual și nici moral. În această seară vom vorbi despre o săptămână pe care abia am încheiat-o, în care o activitate importantă pentru inspectoratul școlar a fost evenimentul Zilele Educației Naționale. Este vorba despre un eveniment, fiindcă an de an au loc asemenea activități. A devenit deja o tradiție. Ce ne puteți spune despre Zilele Educației Naționale și despre activitățile desfășurate în această perioadă? Este săptămâna în care liceele își prezintă oferta educațională, în primul rând elevilor de la clasa 8-a, care se pregătesc să finalizeze învățământul gimnazial. Aceștia vizitează standurile care sunt găzduite de Centrul Cultural Ion Vinea și mulțumim încă o dată pentru sprijinul pe care îl avem de fiecare dată din partea dumnealor. Sunt programate unitățile școlare și cele care se află în vecinătatea municipiului Giurgiu, vorbesc de zona rurală, și mai sunt organizate astfel de activități în centrul din zona Hotarele, Bolintin, Vale, Călugăreni și Mihăilești. A fost o perioadă bună pentru ca părinții și elevii să-și poată forma o idee cât mai apropiată de realități. Din 2001 se desfășoară activități de tipul acesta și iată, continuăm, tocmai pentru că este o activitate deosebit de importantă și de utilă. Anul acesta, de fapt, suntem la al doilea an în care sunt organizate aceste zile ale educației naționale concomitent cu activitățile care se desfășoară în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun, numită inițial Săptămâna Altfel, pe care copiii o privesc au primit-o cu deosebită plăcere, se bucură de existența acestei săptămâni în care pot desfășura activități de tot tipul, ce le pot pune în valoare, talentele, aptitudinile, altele decât cele de la programul obișnuit școlar. În cadrul acestui eveniment, Zilele Educației Naționale, a fost prezentată și oferta educațională pentru noul an școlar. Ce ne puteți spune? Ce aduce în plus această ofertă de anul acesta? Sigur, aceasta este scopul principal al acestei activități, Săptămâna Zilele Educației Naționale. Funcționează în județul Giurgiu 14 unități de învățământ cu nivel liceal. Aș începe cu Liceul Tehnologic Miro Nicolescu, care a propus în proiectul planului de școlarizare la clasa 9-a specializarea tehnician-proiectant CAD, de reținut că există și o clasă cu frecvență redusă pe filiera teoretică specializarea matematică informatică. La Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu sunt propuse două clase a noua, cu specializarea tehnician operator tehnică de calcul, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații și, nu în ultimul rând, o clasă de învățământ profesional pe domeniul electric cu calificarea electrician exploatare joasă în tensiune. M-aș întoarce la Liceul Tehnologic Miro Nicolescu, ca să precizez că și aici este propusă o clasă a noua de învățământ profesional pentru domeniul industrie alimentară, calificarea fiind de brutar, patiser, preparator produse făinoase.
Subliniez învățământul profesional, deoarece consider că tinerii ar trebui să-și îndrepte atenția către această formă de învățământ care le asigură o calificare și cred că acces mai rapid către un loc de muncă și către câștigarea existenței. Este foarte bine că liceele își revizuiesc oferta educațională. Ați vorbit despre două licee. Să prezentăm sigur, și pentru celelalte, continuăm, astfel încât giurgiuvenii să afle. Da, continuăm cu liceele tehnologice. În municipiul Giurgiu, liceul tehnologic Ion Barbu, care are clase cu, pe domeniul economic, comerț, turism și alimentație, și două clase de învățământ profesional, una pe domeniul comerț și cealaltă pe turism și alimentație publică. Într-adevăr, liceul tehnologic din Giurgiu, două clase a noua, cu specializările tehnician mecanic pentru întreținere și reparații și tehnician în instalații electrice. De asemenea, două clase de învățământ profesional, electrician constructor și dulgher tâmplar parchetar. Și am ajuns la liceele teoretice, Colegiul Național Ion Maiorescu, cu clase de specializare matematică informatică, filologie cu predare intensivă în limba engleză, filologie, științe sociale, științe ale naturii, specializări pe care le regăsim și la liceul Tudor Vianu, matematică informatică, științele naturii, filologie, științe sociale, de asemenea la liceul Nicolae Caltojan, un alt liceu teoretic, aceleași specializări și în plus la filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea educator-învățător. Seminarul teologic Teoctis Patriarhul are în planul de școlarizare propus o clasă de a noua cu profil teologic, specializarea preot. Acestea sunt unitățile de învățământ liceal din municipiul Giurgiu. Așa cum vă spuneam, județ. Avem unități și în județ, la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Călugăreni, specializări ce țin de agricultură, tehnician în agricultură, agricultori culturi de cereale și în industria alimentară, tehnician analize produse alimentare. Și aici avem o clasă de învățământ profesional. La grupul școlar Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești, o clasă a noua, profil servicii, calificarea profesională, tehnician în activități economice și o unitate de învățământ liceal importantă, Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, care concentrează o populație școlară numeroasă acolo în zonă, un colos aș zice, multe specializări pe multe domenii, mecanică, electric, economic, comerț, industrie textilă și pielărie. Și, desigur, și pe filiera teoretică la domeniul real și uman. Liceul Hotarele. Avem o clasă de matematică informatică, o clasă de științe ale naturii, una de științe sociale și una în domeniul economic cu specializarea tehnician în activități economice. Avem o ofertă bogată, așadar. Așa este. Ceea ce este important este că și în mediul rural se dezvoltă învățământul liceal, ceea ce e foarte bine, fiindcă se elimină acele costuri de transport. Avem liceu la Călugăreni, Mihai Viteazu, liceul Mihai Viteazu, un liceu cu tradiție, un liceu vechi, pe vremuri era liceu agricol și este foarte bine că păstrează această tradiție, agricultura, fiindcă, până la urmă, județul Giurgiu este un județ preponderent agrar, dar observăm că și serviciile și învățământul cu frecvență redusă este iar căutat, ceea ce ne bucură, fiindcă, până la urmă, la orice vârstă omul se poate, chiar dacă în un anumit moment a abandonat școala, se poate reînscrie și poate să finalizeze cursurile liceale, fără de care nu se mai poate angaja sau fără de care nu
putem în viață să reușim. Pentru că ați subliniat zona de învățământ din mediul rural, cer scuze, am uitat două unități de învățământ liceale, tinere, ca să zic așa, Liceul Tehnologic Prund. Numărul 1 Prundu, care anul trecut a susținut și prima sesiune de examen de bacalaureat, anul viitor, 2015-2016, are ca specializări tehnician în agricultură și tehnician ecolog în protecția calității mediului. Și un alt liceu și mai tânăr, Liceul Tehnologic Numărul 1 Comana, care are o clasă propusă pentru anul școlar următor cu un domeniu atractiv, silvicultura, calificarea profesională fiind tehnician în silvicultură și exploatări forestiere. Observăm că se înființează licee în acele comunități care se dezvoltă rapid în ultimii ani, cel puțin Prundu s-a dezvoltat foarte bine și Comana și Hotarele și Călcule, ceea ce e foarte bine. Liceele cu tradiție le știam cu toții. Bolintin, municipiul Giurgiu, la Mihăilești, iar era o școală gimnazială, s-a transformat în liceu, ceea ce înseamnă mult este pentru un foarte bun, comunități. Bine, sprijinul elevilor care locuiesc în zona aceea și nu mai este în felul acesta necesar ca familiile să depună efort financiar pentru a școlariza copiii în municipiul București, de regulă se duceau. Pe de o parte erau cheltuielile de transport, cheltuielile cu cazare, cheltuielile cu masă, așa au fost eliminate. Și mai greu de supravegheat, odată ce pleci de acasă, parcă mai ieși puțin din decor și, eu știu, mai aluneci, e bine să fii acolo cu familia încă până la finalizarea studiilor liceale. A fost o săptămână plină în care s-au prezentat ofertele, s-a finalizat cu un spectacol, însă o să trecem la un alt eveniment care s-a desfășurat în săptămâna pe care am încheiat-o, în săptămâna 6-10 aprilie. Este vorba despre programul național Să știi mai multe, să fii mai bun. Săptămâna, altfel cum știm cu toții, este o denumire pe care o folosim Chiar dacă încă o folosim, cum folosim și clasa 0, deși este vorba despre clasa pregătitoare. Aici, dar până la urmă, trebuie să fim atenți. Cursurile s-au derulat conform calendarului stabilit? Așa este. A fost săptămâna altfel. Colegii mei de la Inspectoratul Școlar au realizat activități de monitorizare a desfășurării acestui program pe care și l-a propus fiecare unitate de învățământ. Vă spuneam încă de la început, suntem în al treilea an în care se desfășoară activități de tipul acesta, aprobat prin ordin de ministru. Chiar era necesar ca înainte de sărbătorile de Paști să elevii să fie antrenați în activități de alt tip decât cele care se derulează zi de zi conform programului și curiculei școlare. S-au bucurat încă din primul an și se bucură an de an despre, în legătură cu aceste activități la care participă și care le dau posibilitatea să-și pună în valoare, așa cum spuneam, talentul, creativitatea, inițiativa personală câteodată. Au fost activități frumoase. S-a văzut în întreg orașul așa un zoom-zet plăcut. Copiii s-au deplasat în grupuri, la fel și fel de instituții, de obiective, au cunoscut împrejurimile. Au desfășurat și la școală activități de mediu, chiar ieri de Ziua Științei știu că în majoritatea școlilor am avut ocazia, șansa să fiu ieri la Mihăilești, la școala la liceul din localitate și să fiu martorul unei competiții de știință cu un pod realizat după anumite reguli, cu un anumit buget, ceea ce a fost foarte bine, mi-a plăcut, m-a încântat foarte tare. A fost o acțiune desfășurată în afara programului. Eu m-am ocupat împreună cu colega mea de lezdui de Niub și am făcut o sesiune de informare. Însă am participat și la celelalte activități de la acea școală și a fost foarte bine. Deci se întâmplă lucruri frumoase în săptămâna altfel. Într-adevăr, da. Și au prilejul ulterior să participe și la o competiție la nivel județean și după aceea național, cu proiecte pe care le-au propus și le-au desfășurat în această săptămână, care sunt evaluate de un juriu și sunt desemnați câștigători.
Adică să înțelegem că la final există o competiție și da, interesul da. A fost și mai mare da, ca reușita da. Acțiunilor da, să fie... Da. O să vă comunicăm la momentul... O să vorbim și despre rezultatul da, acestui concurs. Da. Însă ei participă și la concursuri naționale cu aceste proiecte după aceea ulterior, da. Ceea ce înseamnă că au fost bine pregătite activitățile din săptămâna altfel din cadrul programului național, să știi mai multe, să fii mai bun. Practic și denumirea spune să știi mai multe și să fii, mai bun. Adică să fii și mai bun decât ai fost până acum. Scopul programului, așa cum spunea și noastră, este să implice toți elevii și cadrele didactice în activități extrașcolare. Practic, profesorii au răspuns interesului copiilor, copiii au fost receptivi și în diferite domenii, nu neapărat în cele prevăzute de curicula școlară. Da, adică este altceva, se creează altfel de legături între dascăl și școala altfel. Școala altfel, da. Însă știm cu toții că avem și copii extrem de talentați, calificați la Olimpiade Naționale, însă o să luăm o scurtă pauză de publicitate și vom reveni cu amănunte despre rezultatele la Olimpiadă. Avem copii foarte buni, care an de an ne reprezintă cu cinste la competițiile naționale și, de ce nu, și internaționale. Pauză de publicitate. Vrei să fii în trend? Nu știi ce se poartă toamna aceasta? Te așteptăm la Double Boutique! Fii senzuală și elegantă în orice moment al zilei. La noi găsești rochii, fuste, cămăși, jeans și pantaloni. Tot aici găsești și accesoriile necesare pentru a da nota maximă de stil. O gamă variată de articole vestimentare la modă, atât pentru ea cât și pentru el. Double Boutique, pe strada Gării, la numărul 33. Cauți un loc de muncă? Serviciul public de ocupare se modernizează pentru tine. Proiectul Spolocal Direct Accesibil îți pune la dispoziție un sistem electronic modern și un personal instruit pentru a răspunde nevoilor tale. Odată introduse în sistem, datele pot fi accesate de oriunde. Fă primul pas spre locul tău de muncă. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Se spune că mașina este exact ca o femeie. Trebuie să ai grijă de ea, să investești în ea și mai ales să știi pe mâna cui o lași atunci când ai probleme cu ea. Așa că te sfătuim să vii la noi, Green Service Auto, în Giurgiu. Produse ecologice și servicii de calitate. S-a terminat cu mecanicii de mâna a doua. Îți punem la dispoziție profesioniștii de care tu ai nevoie, dar și o gamă largă de accesorii noi și second hand, autorizate. Și ca totul să fie complet, la Green Service găsești tot ceea ce ai nevoie, servicii efectuate în hală de mecanică, hală de vopsitorie și tinichigerie. Tot noi îți oferim și reparații la instalația electrică și electronică, analiză, diagnoză, climatizare și servicii de vulcanizare auto. Te așteptăm la sediul nostru din strada Vlad Țepeș, numărul 116-118 Giurgiu și la telefon 0732-520-305. Când te perfecționezi într-o meserie, devii mai încrezătoare, mai activă, mai puternică. De aceea am creat Echitfem, cursuri de calificare profesională pentru femei în ascensiune. Înscrie-te, câștigi competențe utile, crești profesional sau poți chiar să începi propria afacere. Echitfem, impuls în carieră, succes la feminin. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Mățișor, s-a întâmplat ceva? Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacardin te poate feri de palpitații. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit din nou la emisiunea Dezbatem Împreună, alături de invitatul din această seară, doamna profesor Georgeta Stănescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean. Înainte de pauza de publicitate, am vorbit puțin despre tema pe care o vom aborda. Este vorba despre olimpiadele școlare. Au fost fazele locale,
județeană și acum elevii se pregătesc pentru faza națională. Aveți o statistică? Ne puteți spune mai multe despre acest subiect important? Deja loturile județene sunt plecate la fazele, la faza națională a olimpiadelor școlare pe discipline. O mare parte din probele teoretice și practice deja s-au desfășurat și așteptăm rezultatele. Anul acesta avem 102 elevi calificați la etapa națională. La fiecare disciplină avem un număr de locuri repartizate de către Ministerul Educației Naționale în funcție de rezultatele care sunt obținute de județul respectiv, în cazul nostru Giurgiu, an de an. Aș enumera unitățile școlare care se remarcă prin elevi care s-au calificat la etapa națională. Important să nominalizăm olimpiadelor. Cele mai importante concursuri sunt acestea. Colegiul Național Ion Maiorescu se află pe primul loc. 47 din cei 102 elevi calificați sunt elevi la Colegiul Național Ion Maiorescu. Urmează în clasament Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, care are 11 elevi calificați. Școala numărul 7 Giurgiu, cu 9 elevi calificați. Liceul Teoretic Tudor Vianu, 5 elevi. La egalitate, Liceele Tehnologice Dimitrie Bolintinanu, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești, care au câte 4 elevi calificați la etapa națională. Școala Palanca din Comuna Florești-Stoienești, Școala Cartojan din Comuna Roata, Școala numărul 4 Mihai Eminescu din Giurgiu, Seminarul Teologic sunt la egalitate cu 3 elevi calificați la etapa națională, la diferite discipline. Da. Școala numărul 10 din Giurgiu, Școala numărul 1 Sfântul Gheorghe, Liceul Tehnologic Miron Nicolescu, Școala numărul 6 Savin Popescu, Școala Florești din Comuna Florești-Stoienești, Liceul Hotarele, Școala Stănești, Școala Toporu, Școala Letca Nouă, Școala Roata de Jos și un elev de la Palatul Copiilor care s-a calificat pentru Olimpiada Națională de Informatică. Aceasta este lista unităților școlare care au elevi reprezentanți la competițiile acestea importante, olimpiadele școlare pe discipline. Practic, județul Giurgiu va fi reprezentat din toate localitățile, practic, din majoritatea zonelor, ceea ce ne bucură, faptul că și la țară, da, de la țară, da, vin copii. Chiar aș vrea să subliniez lucrul acesta, că pe măsură ce trece vremea, analizând participarea și rezultatele la olimpiadele naționale, constatăm că încep să se remarce și unități școlare care până acum nu se situau în acest clasament. Se face școală și la țară, clasament. Cum se făcea pe vremea mea, pe vremea noastră. Da, sigur că da. Sigur. Se face școală, da. Deci învățământul giurgiuvean este pe drumul cel bun, dascălii noștri sunt dăruiți și implicați în aceste... Da, n-are importanță, nu discutăm despre diferență între mediul rural și mediul urban. Acolo unde oamenii își fac datoria și pun suflet, rezultatele sunt pe măsură. Există și interes din partea copiilor, asta e foarte important, dacă da, nu există... Sigur că da. Chiar mă uitam la ei că sunt atât de dornici să se califice la etapa națională, să meargă acolo, există să concurenț. Se întâlnească cu elevi din alte zone ale țării și să împărtășească în specialitate fel și fel de impresii. Mă bucur să văd că au acest interes o parte dintre elevi pentru studiu aprofundat. Așadar, avem 102 elevi calificați. Dacă ar fi să facem o comparație cu anul trecut, de exemplu? Nu ne situăm așa la diferențe mari, pentru că, așa cum vă spuneam, este un număr alocat. Este un număr alocat județului Giurgiu și, în principiu, acesta nu s-a micșorat, dar nici n-a crescut. Deci este un număr constant. Da, asta da, e foarte bine, da, fiindcă, până la urmă, da, participarea la olimpiadele naționale este un moment de mândrie, un motiv de mândrie pentru noi toți și știm din anii trecuți că majoritatea au venit cu rezultate bune, da, și foarte bune, da, la ceea ce ne face să fim mândri, fiindcă până la urmă ei reprezintă județul Giurgiu, da, și este și munca dascălilor, este munca unor oameni minunați.
Cu atât mai mult cu cât aș vrea să spun că în județul Giurgiu nu există un centru de excelență, așa cum în județele mari există, unde sunt normați profesori, cadre didactice, care nu au altă activitate decât aceasta de a pregăti elevii capabili de performanță. În județul Giurgiu, datorită dimensiunii județului, așa, nu avem un astfel de centru de excelență și atunci ei sunt pregătiți în general de profesorii de la clasă. Poate ne aud autoritățile și ceilalți factori responsabili și da, ia această decizie să înființeze un centru de excelență. Da. S-a discutat de-a lungul anilor despre înființarea. Da, a fost și o inițiativă la o școală, de zile, însă s-a renunțat. E vorba de încadrarea numărului de susținere. Norme. Un subiect pe care de fiecare poate dată... Poate pe viitor să sperăm. Vom reuși să ne facem da. Auziți și da, da, da. Centru de excelență să funcționeze și la centru de excelență de și mai mulți consilieri școlari, adică să existe consilieri în fiecare școală. Sunt multe, da. Încet, încet, da. Probabil să lucrurile vor intra speranța. Pe făgașul da. Normal și toate aceste lucruri despre care vorbim acum, despre centru de excelență, despre consilieri școlari, vor deveni realitate, adică în toate școlile, nu doar da. În anumite școli. Așa mi-au venit în minte am acum înțeles. Subiectele da, acestea. Sigur că, da. Sigur că da. E loc sunt, pentru mult mai mult. Este loc pentru mai mult, este da. Loc pentru mai bine. Da. Au avut loc la începutul acestui an în primăvară și simulările la evaluarea națională. Știm că au fost rezultate bune la evaluarea națională, ceea ce înseamnă că elevii sunt pregătiți și că în ciclu primar se face școală. Da. Și ce ne puteți spune despre rezultatele și dacă au fost, ce măsuri s-au luat pentru a se îmbunătăți? Știm că unele școli da, s-au organizat pentru al doilea an școlar consecutiv simulări ale examenelor naționale, respectiv evaluarea națională de la clasa 8-a și examenul de bacalaureat cu subiecte unice la nivel de țară, organizat, așa cum vă spuneam, la nivel național. Toți elevii în același timp au susținut examenul. S-au evaluat lucrările scrise și la clasa 8-a ne-am situat destul de bine prin comparație cu rata de promovare la nivelul țării, mă rog, rata de promovare în propriu spus, pentru că la evaluare națională nu există baremul acela de 5 pentru promovare. Există evaluare națională și atât. Este o simulare. Hai să vorbim despre... Nu. Nu e vorba numai de simulare și la examenul propriu zis nu se consideră că nu ai promovat evaluarea națională dacă ai luat de pildă 2,60 din nefericire. Mă rog, este da. Media pe care ai obținut-o și care... împreună cu media de la clasele 5-8 ți permite accesul în învățământul liceal. Deci vorbim de note mai mari decât 5. Da. Așa. La noi rata de notelor mai mari decât 5 a fost de 63,80%, la nivel național 50,68%. Pe discipline ne referim aici la limba și literatura română. Notele mai mari decât 5 au fost într-un procentaj de 69,30%, iar la matematică 64,30%. Ei bine, aici stăm mult mai bine față de anul trecut, la matematică, când la simulare rezultatele au fost undeva la 40%, vorbesc de disciplina matematică. A crescut. Să sperăm că așa vor sta lucrurile și la examenul propriu zis. Da. La examenul de bacalaureat au participat atât elevii de la clasa a 11-a, care au susținut simulări la două probe, proba de limba și literatura română și proba obligatorie conform profilului matematică, respectiv istorie. Prezența nu a fost mulțumitoare, dar față de prezența la nivel național, ne-am situat de asemenea în medie. Da, bine. A fost de 73,72%. Promovabilitatea, adică note mai mari decât 5, la limba și literatura română a fost de 38,9%, iar la nivel național a fost de 51,77%.
la proba obligatorie a profilului, 29,6% au luat note mai mari decât 5. Procentajul acesta destul de mic este datorat matematicii, nu da. Istoriei. Din la nivel național, 42,35%. Mă rog, este îngrijorător, dar vorbim de clasa 11-a, care mai are încă un an au și jumătate chiar pentru pregătire și poate n-au tratat cu seriozitate chiar rezolvarea subiectelor. Nu mai vorbesc de pregătire, poate nici măcar nu s-au concentrat. Se spunea la un anum, se spunea la televizor și nu numai, da. Și oamenii vorbeau că s-ar putea ca elevii să nu dea tot la aceste evaluări, da, fiindcă ei știu că nota nu se pune în catalog și că până la urmă este doar orientativ și nu... Puteau să opteze, au avut posibilitatea aceasta, să opteze pentru a trece nota în catalog sau pentru a nu trece nota în catalog. La clasa 12-a prezența a fost mai bună, promovabilitatea mai mare, 47,11% la limba și literatura română, dar mai mică față de cea de la nivel național, 39,94% la proba obligatorie a profilului și cei de clasa 12-a au susținut probă scrisă și la disciplina la alegere. Aici promovabilitatea a fost de 46,12%, din nou mai mică decât cea de la nivel național. De altfel, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani județul Giurgiu nu a obținut rezultate foarte bune, chiar nici măcar bune la examenul de bacalaureat. Matematica este cea care ridică mari probleme și... În general, liceele tehnologice sunt cele care au rezultate foarte slabe. S-a intensificat programul de pregătire suplimentar a elevilor. Au fost informați părinții asupra rezultatelor de la simulare. Au fost informați și la începutul anului școlar în legătură cu programa de bacalaureat, cu programul de pregătire suplimentară la care elevii trebuie să participe, profesorii sunt în școală, au programul afișat, disponibil și dispuși pentru realizarea acestui program suplimentar. Totul e ca ei să participe și nu doar stând în bancă, ci să participe activ și să se pregătească nu numai la școală, ci și individual, prin studiu individual. Așa pentru este. Că altfel nu putem să obținem rezultate bune. Așa este, rezultatele bune la finalul clasei a 8-a sau la finalul clasei a 12-a încununează munca a 12 ani de studiu sau a 8 ani de studiu. Niciodată nu poți să îngrași porcul în ajun, cum spune o vorbă. Fără discuție, mai ales că programa cuprinde teme din toți cei 4 ani de studiu, depinde de disciplină, mă rog, altele din 2 ani, vorbesc de proba la alegere, 2 ani de studiu. Dar la matematică și la limba și la română din 4 ani de studiu. Deci dacă n-ai învățat zi de zi, dacă n-ai recapitulat, dacă n-ai exersat subiecte de tip bacalaureat, să fii familiarizat cu structura acestor subiecte, nu ai de unde să obții rezultate bune. Așa este, trebuie să fii familiarizat cu structura acestor subiecte, fiindcă dacă ar fi să extrapolăm, ca și la o construcție, dacă pui o cărămidă, mai lași un gol, mai pui o cărămidă, construcția aceea nu este solidă, este șubredă, va cădea mai devreme sau mai târziu, ceea ce înseamnă că și în educație pregătirea trebuie să fie constantă. Sigur. Și studiu individual, cum spunea și dumneavoastră, fiindcă matematica nu se învață decât cu creionul în mână. Sigur că și o mulțime de alte discipline se învață tot cu creionul de mână. Exact, da. Dar matematica mi-a venit în minte acum și știm cu toții că am fost elevi și până la urmă am trecut prin toate aceste etape, prin toate aceste examene, prin... Probabil nici copiii nu mai tratează cu seriozitate școala, văzând atâtea exemple la televizor. Așa este, negative. Din păcate. Așa este. Poate că o campanie de prezentare a copiilor olimpici. Să ne ajute mass media la nivel național, că noi aici pe plan local mai este puțin avem influență. Da, în plan local întotdeauna au fost promovați și elevii. Tocmai și de aceea am spus. Deci
S-a văzut strădania dumneavoastră, dar mai puțină influență avem noi la nivel național, se dorește lucrul acesta. Știm că am vorbit despre rezultate la simulare, am vorbit despre măsurile pe care le-au luat unitățile școlare împreună cu părinții și cu tascăli și cu elevii, evident. Vorbiți-ne puțin despre calendarul examenilor. Ai examen de evaluare națională, bacalaureat. Știm că vor fi probe de foc. La începutul fiecărui an școlar sunt aprobate prin ordin de ministru metodologia și calendarul de desfășurare al examenelor naționale. Pentru evaluarea națională pe care o susțin absolvenții clasei a 8-a în acest an școlar, înscrierea la acest examen se va face în perioada 15-17 iunie. Prima probă scrisă, aceea de la limba și literatura română, se va susține pe 22 iunie. Pe 24 iunie, proba scrisă la matematică, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 26 iunie, urmează depunerea contestațiilor, rezolvarea contestațiilor și, în sfârșit, rezultatele finale vor fi știute pe data de 30 iunie 2015. Aceasta legat de evaluarea națională la clasa a 8-a. Pentru examenul de bacalaureat și anul acesta, ca în fiecare an, sunt două sesiuni, una care se organizează în iunie-iulie. Subliniez aici faptul că înscrierea se face în perioada 25-29 mai. Este de interes în special pentru cei care susțin examenul și provin din seriile anterioare, să știe că înscrierea se face în această săptămână, 25-29 mai. Cursurile se încheie la clasa a 12-a pe 29 mai. Și urmează un interval destul de lung în care se desfășoară competențele lingvistice de comunicare orală în limba română, de comunicare într-o limbă de circulație internațională și competențele digitale. Probele scrise încep pe data de 29 iunie, bineînțeles cu limba și literatura română. Pe 1 iulie, proba obligatorie a profilului, așa cum spunea, matematică, respectiv istorie. Pe 3 iulie, proba la alegere conform profilului și specializării, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 6 iulie. Cea de-a doua sesiune, care se desfășoară, așa cum știm, în august-septembrie, presupune în primul rând înscrierea candidaților și din nou subliniez 13-17 iulie. Acum este de interes atât pentru cei din seriile anterioare, cât și cei pentru din seria curentă care nu au reușit să promoveze examenul în prima sesiune. Deci, încă o dată, 13-17 iulie 2015 se înscriu candidații la cea de-a doua sesiune. Probele de competențe în intervalul 17-21 august, proba scrisă la limba și literatura română pe 24 august 2015, proba obligatorie a profilului 26 august, proba la alegere a profilului pe 28 august și pe 31 august afișarea rezultatelor, 1-2 septembrie contestații și 3 septembrie afișarea rezultatelor finale. Deci întreaga vară este ocupată cu este o vară fierbinte, organizarea ca să spunem. Acestor examene finale pentru elevii din sistemul de învățământ românesc. Am vorbit despre calendarul examenului de evaluare națională și bacalaureat. Examene pe care le susțin absolvenții de clasa 8-a, cei de clasa 12-a, din seria curentă și seriile trecute. Însă știm că foarte mulți elevi au și teze în perioada următoare, în semestrul 2, tezele aferente semestrului 2. Ce ne puteți spune și despre acest subiect? Până la urmă și ei trec prin emoții. Da, într-adevăr, sunt de fiecare dată emoționați când e vorba de teză. Sigur că aceasta necesită atenție, pregătire minuțioasă, astfel încât rezultatele să fie bune. După această săptămână care s-a finalizat de curând, săptămâna altfel, urmează o bine meritată vacanță care durează, da, o vacanță de primăvară din 11 aprilie până în 19 aprilie. Adică de astăzi, aprilie, de luni 11 aprilie, da, suntem în vacanță. Da, suntem în vacanță. Și cursurile se vor încheia
pe data de 20 iunie. Până pe 13 septembrie va fi din nou vacanță de vară, asta dacă ne gândim la structura anului școlar. Tezele despre care aminteați dumneavoastră mai devreme se susțin în al doilea semestru, de regulă, până la data de 22 mai. Așa că după această perioadă de vacanță, elevii se vor se întorc la școală obișnui și din nou cu programul de școală și vor trece să pregătească tezele, astfel încât până la data de 22 mai acestea să fie susținute și după aceea să fie comunicate rezultatele. Prin urmare, în învățământ urmează zile pline, zile de foc, că vorbim de pregătirea elevilor, de testarea elevilor, de practic de examenul de evaluare, de examenul de, examenul de bacalaureat și urmează și o vară fierbinte. Ce mesaj aveți pentru tinerii care termină clasa 8-a, clasa 12-a? Le doresc în primul rând să aibă succes la examenele pe care le vor susține, să le trateze cu seriozitate și să realizeze că sunt deosebit de importante pentru traseul lor în viață. Să aleagă varianta cea mai bună, vorbesc aici de alegerea specializării pe care doresc să o urmeze la învățământul liceal și varianta cea mai bună pentru învățământul superior, vorbesc aici de cei care finalizează cu bacalaureat învățământul liceal și nu neapărat învățământul superior, orice altă formă de învățământ care să le permită obținerea unei noi specializări și, de ce nu, un loc de muncă la care să se simtă bine, să facă tot ce au de realizat cu mare plăcere și să aibă satisfacții și financiare. Eu vă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul Valahia TV la emisiunea Dezbatem împreună. Am discutat teme importante, am discutat despre zilele educației, despre săptămâna să știi mai multe, să fii mai buni, despre examenele care vor urma, despre faptul că avem elevi calificați la Olimpiadele Naționale și despre toate acestea vom reveni, despre rezultatele elevilor, bacalaureat sau capacitate, vom reveni în edițiile următoare, în jurnale de știri și ce pot să vă spun, vă felicit pentru rezultatele pe care le obțin elevii, asta înseamnă și muncă susținută din partea noastră, vă mulțumesc pentru comunicarea pe care am avut-o cu dumneavoastră de-a lungul anilor și chiar și în ultimele zile, sunteți un om deschis, un om... Și noi vă mulțumim că ne susține și dumneavoastră de fiecare dată în tot ceea ce face și promovați activitățile pe care le desfășurați elevii și cadrele didactice și, nu în ultimul rând, inspectoratul școlar. Emisiunea noastră a luat sfârșit aici. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare.